Bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea și în cadrul întâlnirii de astăzi vom discuta despre cerc. Aplicații. Ne reamintim. Prin cerc de centru punctul O mare și rază numărul strict pozitiv R mic, înțelegem mulțimea tuturor punctelor din plan aflate la distanța R mic față de punctul O. În figura din imagine am desenat un cerc, centrul acestuia l-am notat cu litera O mare, am ales două puncte A mare și B mare pe cerc, astfel încât acestea să fie diametral opuse, adică AB să fie diametru. În acest caz, avem relațiile OA egal OB egal R mic, raza cercului, AB ca lungime egal cu 2 ori R mic, diametrul cercului, și tot pe figură putem reprezenta semicercul superior AB și semicercul inferior AB. Acum trecem la aplicații. Prima dintre acestea ne spune că avem un cerc cu rază de 4 cm și trebuie să-i determinăm diametrul. Rezolvare. Știind că relația între diametru și raza oricărui cerc este diametru egal de 2 ori raza, atunci, în această relație, înlocuind valoarea razei cu 4 cm, obținem că valoarea diametrului este 2 ori 4, adică 8 cm. Deci, pentru un cerc de rază 4 cm, diametrul acestuia are lungimea egală cu 8 cm. A doua problemă, să considerăm un cerc cu diametrul de 10 cm. Ce lungime are raza acestuia? Rezolvare. Folosind aceeași relație de legătură dintre diametru și rază, diametru egal 2 ori raza, înlocuim lungimea diametrului cu 10 cm și notăm raza cu R mic. Vom obține relația. 10 egal 2 ori R. De aici, R egal cu 5, bineînțeles, cm. Să concluzionăm. Pentru un cerc cu diametru de 10 cm, raza acestuia are valoarea egală cu 5 cm, adică diametru supra 2. A treia aplicație ne dă un cerc de centru O și rază R mare, cu punctele A mare și B mare, pe cerc diametral opuse. Dacă suma dintre raza R mare și lungimea coardei A mare B mare este de 15 cm, atunci determinați lungimea diametrului. Rezolvare. Desenăm cercul, fixăm centrul acestuia în punctul O mare, punctele A mare și B mare diametral opuse. Astfel, am reprezentat OA egal cu R, raza, OB la fel R și AB, după cum se observă și din figură, ca lungime egală cu 2 ori R mare, fiind diametru de altfel. Cu diametrul, am notat diametrul cercului cu D mic. Așadar, dacă transpunem ipoteza problemei, obținem relația AB plus R mare egal 15 cm. Din faptul că diametrul este dublul razei, știind că A mare și B mare sunt puncte diametral opuse, deducem că AB ca lungime este egal cu diametru ca lungime. Deci, în relația D mic plus R mare egal 15 cm, prin înlocuire, folosind ipoteza problemei, obținem 2 R mare plus R mare egal 15, așadar 3 R mare egal 15, de unde R mare egal 5. Bineînțeles, lucrăm în centimetri. Atunci AB, care de altfel este diametrul,
va fi egal cu 2 ori R mare, adică 2 ori 5 egal 10 cm. Astfel am rezolvat cerința problemei. Vă mulțumesc pentru participare și vă aștept la o altă întâlnire online. La revedere!